Interul Stânga admite că gorjenii formează una dintre cele mai puternice echipe din Liga Națională, însă este sigur pe victoria echipei sale. Cel mai bun an al lor, de când îi știu eu. Dar fiind meciul la noi acasă și întotdeauna am făcut meciuri bune acasă, sperăm să facem și pe acesta și să începem returul cu victorie. Adrian Chiruț nu face însă un capăt de țară în cazul în care Universitatea nu va câștiga întâlnirea cu Pandurii. Campionatul nu se termină la primul meci, dar noi sperăm să... Noi mergem la victorie. Eu cel puțin nu m-am gândit la o înfrângere. Dar mergem în continuare. Da. Sunt sigur că o să câștigă. Cristian Bursuc își dorește ca în partida de sâmbătă echipa locală de handbal să se comporte mai bine decât în turul de campionat. Sperăm să începem returul de campionat cu o victorie. Având în vedere că la ei am făcut un joc mai puțin bun. Am pierdut și din cauza greșelilor noastre. Sperăm să nu le mai repetăm sâmbătă și să debutăm cu dreptul returul acesta de campionat. Ceilalți studenți au declarat că își doresc să își ia revanșa după înfrângerea suferită la Târgu Jiu. Un meci de 1x2, sper pentru noi să fie de 1 și eu zic că avem reale șanse ca să câștigăm sâmbătă.